Centrul de zi pentru copii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Anina a fost ieri inaugurat. Slujba de sfințire a fost oficiată de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Tot ieri, ierarhul a vizitat și centrul pentru persoane vârstnice din Anina, unde a citit rugăciuni de dezlegare și sănătate. De asemenea, a fost binecuvântată și capela Buna Vestire din incinta așezământului recent amenajată. Ieri seară, preasfințitul părinte episcop Lucian a oficiat taina Sfântului Maslu pe capela Sfântul Vasile cel Mare din incinta Spitalului Marila. Iată, în, în săptămâna a cincea a Marelui Post, am socotit de bine să poposim în orașul Anina și în spitalul sanatoriu de la Marila, pentru a alina și în aceste locuri suferințele bolnavilor, suferințele asistaților și pentru a veni în ajutorul cadrelor medicale, care, bineînțeles, ne-au primit, ca și în celelalte locuri, cu mare bucurie, considerând cu toții, că doctorul suprem al sufletelor și al trupurilor noastre este prea milostivul Dumnezeu. Au fost vizitate uh, trei locații din cadrul Episcopiei Caransebeșului, locații care sunt diverse prin natura și componența oamenilor care sunt în acele locuri, dar care astăzi au simțit o bucurie imensă datorită prezenței preasfinției sale Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a ținut să participe. În totalitate la toate așezămintele sociale sau medicale din județul Caraș-Severin, în perioada următoare vor fi vizitate și celelalte așezăminte social-medicale din protopopiatul Oravița.